Prim-ministrul Moldovei Ion Chicu continuă vizitele oficiale potrivit unui anunț făcut la briefingul săptămânal de după întrevederea cu președintele Igor Dodon și cu speakerul Zinaida Greceanei. Șeful guvernului de la Chișinău urmează să întreprindă o vizită oficială la Kiev. Pentru săptămâna aceasta, joi, voi fi la Kiev, la summitul prim-ministrilor statelor GUA și tot acolo planific să avem discuții bilaterale cu omologul meu, domnul Pânceruc, pentru a discuta subiectele pe agenda relațiilor noastre. Totodată, potrivit lui Ion Chicu, la începutul săptămânii viitoare, acesta va efectua o vizită și la Strasburg, unde va participa la Consiliul Europei. Tot săptămâna aceasta pregătim pentru luni, 16 decembrie, vizita mea în Strasburg la Consiliul Europei. Voi avea o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei. Și subiectul principal, iarăși, este reforma justiției și asigurarea respectării drepturilor omului. De asemenea, șeful executivului a mai spus că mâine va avea o ședință cu președinții de raioane, la care sunt invitați și primarii din municipiile Chișinău și Bălți, unde urmează să discute și să identifice mecanisme de conlucrare între autoritățile publice centrale și cele locale.